Sinaxar. Astăzi, 10 decembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici ai lui Hristos, Mina Calicheladu, adică cel cu vers frumos, Ermogen și Evgraf. Acești sfinți mucenici au trăit pe vremea împăratului Maximian, făcându-se odată întrebarea de locuitorii Alexandriei de unele lucruri care tulburasele liniștea orașului, împăratul Maximian a trimis pe Mina ca să dea răspuns acelor întrebări, pentru că Mina învățase toată înțelepciunea acelei vremi și era iscusit în meșteșugul vorbirii, fiind atenian de neam, trăise la Atena și acolo deprinsese meșteșugul vorbirii frumoase. Când a venit Mina la Alexandria, nu numai că a lămurit pe Alexandrin despre lucrurile ce-i tulburaseră, nu numai că a pus capăt oricărei îndoieli și a dat răspuns oricărei întrebări ce i s-a pus, dar a și făcut pe cei ce primiseră cuvântul credinței în Hristos să țină și mai tare la credința lor și a tămăduit pe mulți bolnavi. Împăratul, aflând de aceasta, a trimis pe Ermogen, prefectul, cu porunca să-l facă pe Mina să se lepede de credința creștină, iar de nu-l va îndupleca, să-l piardă cu fel și fel de chinuri. Prefectul l-a adus pe sfânt la scaunul de judecată, dar pentru că nu l-a putut îndupleca să se lepede de Hristos și pentru că îl vedea că îi se împotrivește în cuvânt, l-a supus la chinuri. Dar văzând cum rabdă sfântul Mina chinurile aspre, a trecut și el la credința în Hristos și a fost botezat de sfântul Mina și apoi a fost ridicat de soborul episcopilor la treapta arhieriei. Aflând împăratul acestea, i-a supus pe amândoi la chinuri felurite pe care sfinții le-au îndurat cu ajutorul lui Dumnezeu. Atunci sfântul Evgraf, care era scriitor al sfântului Mina, a mărturisit cu îndrăznire pe Hristos și a zis multe cuvinte împotriva împăratului, defăimându-l. Iar împăratul, plin de mânie, a scos sabia și l-a ucis cu mâna lui pe Evgraf. Odată cu el au fost uciși și sfinții Mina și Ermogen, cu săbiile, de către slujitorii împăratului. Sfintele lor moaște au fost ridicate și duse în Constantinopol, unde se află și acum și fac minuni și semne nenumărate. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului Gemel, care pe cruce s-a săvârșit. Sfântul mucenic Gemel a trăit pe vremea împăratului Iulian Apostatul. Trecând odată împăratul prin cetatea Ancira, sfântul Gemel a stat înaintea împăratului și a mărturisit cu îndrăznire pe Hristos. Pentru aceea a fost încins sfântul cu cingătoare de fier înroșită în foc și pus să meargă în urma împăratului pe cale. Când au ajuns la mica cetate a Edesei, a fost întins sfântul în patru părți și chinuit în chip cumplit, iar la sfârșit i s-a dat drumul așa jupuit și era o priveliște înfricoșătoare și nemai întâlnită să-l vezi mergând așa și vorbind. Dar printr-o rânduială dumnezeiască s-a întâlnit mucenicului Hristos cu un preot care l-a botezat, căci sfântul nu era încă botezat, și când a ieșit din apa botezului, a fost cu totul sănătos. Atunci a auzit și glas dumnezeiesc din cer care a zis: "Fericit ești, Gemel, pentru că mult te-ai ostenit." Apoi a fost dus iar înaintea împăratului, care a poruncit să fie răstignit pe cruce, și așa rugându-se, și-a dat lui Dumnezeu Duhul. Niște bărbați credincioși au coborât pe ascuns cinstitului trup de pe cruce și l-au îngropat în pământ. Tot într-o această zi, pomirea cuviosului părintelui nostru Toma de Furchinu. Tot într-o această zi, pomirea sfântului mucenic Teotecn, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Marian, care s-a săvârșit împroșcat cu pietre. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului Eugeniu, care s-a săvârșit lovit cu pietre. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.